Tânăr băut fără permis și la volanul mașinii furate de la tatăl său. Urmărire ca în filme noaptea trecută pe străzile din municipiul Târgoviște. Un tânăr de 20 de ani băut și fără permis a vrut să scape de polițiști, însă după câțiva kilometri a pierdut controlul volanului, a rupt un stâlp de telefonie și s-a oprit cu mașina într-un alt autoturism parcat pe o stradă. Agenții de la rutieră au încercat să-l oprească pe șofer, însă acesta nu a oprit la semnalele lor, motiv pentru care au pornit urmărirea. Marele a fost mirarea polițiștilor când au pus mâna pe șofer să afle că era băut și nici nu poseda permis de conducere. Aveți asigurare valabilă? Da. M-a nenorocit. Eu făceam de tabracă la București cu mașină. La București? Da. Știi cum facem cu asta? Ne lăsăm pe asta. Hai să ne lăsăm poate să împingem. Mai bine ridicăm de ea puțin. Da, hai! Hai, dă-i poate ea! Dă-i Florin, omule! Dă-i! Gata! Dă-o mai în față! Stai așa! Dă-i mai în față! Acesta era însoțit de un prieten cu care cel mai probabil se cinstise. Imediat după accident, șoferul de ocazie și-a chemat tatăl, care le-a declarat polițiștilor că nici nu știa că fiul luasese mașina. Mi-a dat telefon că a pus și mașina și am venit încoace. Ce v-ați zis? Ați discutat cu el? Ce să discut? Nu vedeți că e acolo, n-am discutat nimic. A băut ceva, a consumat ceva? Păi, știu eu dacă a băut sau n-a băut. Fiul dumneavoastră. E fiul dumneavoastră? Da. Știați că a plecat cu mașina? Nu știam. Iată-mi trecere pe buști. Că eram las, n-are permis. N-are permis. Șoferul mașinii lovite spune că a fost trezit din somn de o bubuitură puternică. M-am și speriat. M-am ieșit afară. Era mașina parcată în fața porții. Când am ieșit afară, stâlpul rup, poliție. Adică n-au omorât pe cineva. Șoferul v-a zis ceva? A zis că erau doi băieți. Acum nu știu care dintre ei a condus. Nu știu, să vedem ce constată poliția. Avaria destul de... Păi e avaria, cum să... Să vină să constate mecanici. Dar sigur mai e și altceva, nu e mai bani. Eu am asigurare, dar nu am casco. Deși era în duba poliției, tânărul a devenit recalcitrant, înjurându-i pe ziariștii care îl filmau. Oamenii legii l-au testat pe tânăr, aparatul indicând o alcoolemie de 0,26 mg alcool pur în aerul expirat. Totodată aceștia i-au întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis. Mă, mă, în pace, da, gata, stai, plecați, domnule, cu camera, gata. Ar fi politicos, că nu ți-a rupt nimeni niciun garție la casă, da? Ar fi politicos, ce s-a la urmă. Vorbește frumos. Haideți că discutăm la poliție, nu are chestie să facem. A fost sunat ceva în seara facem asta? Facem senzație acum, că nu are rost. Are 026, vă spun. Conducătorul auto de 20 de ani nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu un stâlp și cu gardul unui imobil. Fiind testat cu aparatul etiloteaz, rezultatul a fost de 0,26 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate, acesta nu posedă permis de conducere. Am înțeles că când o să facă accident a fost urmărit de către polițiști. Întrucât nu a oprit la semnalul regulamentar al acestora, polițiștii au procedat la urmărirea acestuia. Pe lângă dosarul penal, tânărul va trebui să suporte și reparațiile celuilalt autoturist, dar și înlocuirea stâlpului rupt.